Doamnelor și domnilor, invitații noștri au venit cu traistele pline cu umor, iar la masa din această seară ne este recomandat să gustăm câte puțin din toate. Șeful nostru, Mihai Bobonete! Hei, 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 hei! Bună seara, bună seara! Bună seara, oameni buni, și bine ați venit la Pe Bune, emisiunea care m-a relansat în atmosfera stratificată a prezentatorilor de bună dispoziție. Și dacă tot am zis de prezentatori și bună dispoziție, în seara asta avem doi invitați care știu exact ce am zis, și anume Cătălin Măruță și magicianul Robert Tudor. Și magicianul tot prezentator e. Și da, și el e prezentator, că asta face. Oameni buni, sunteți la Pe Bune, avem pe Cosmin Natanticu, avem pe Constantin Diță, ei sunt capitanii noștri. Si, senior. Voi sunteți acasă, relaxați, ora este perfectă, ați desfăcut o bericioaică, stați pe fotoliu și vă uitați la o emisiune extraordinară pregătită pentru voi astăzi. Avem un public minunat alături de noi, avem niște întrebări extraordinare pregătite. Cosmin, voi aveți 41 de susținători, Costi, voi aveți 45 de susținători. Adică la voi o să fie mai mulți bani. Da. Ei au ales unde vor să împartă. Acasă mai avem câteva sute de mii de oameni care joacă în același timp cu noi la pebune.protv.ro. Pot participa în direct, să răspundă la întrebări, câștigă premii. Avem 12 domenii pe care le vedem acum afișate sus. Atenție! Hai să le vedem. Ce jucăm astăzi? Finuț, descurs prin parc, patentant, adevăr sau provocare, fâl-fâl, faraoni mai puțin celebri, fan ebru, leacuri băbești, ce-am făcut șeful, greu de ucis, spații mari și domeniu surpriză. Da, mie mi-au plăcut din start. Haideți, vă rog. Aveți 45 de susținători, voi începeți. Adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare, jucăm? Îți spun eu cum se zice, adevăr or provocation. Asta era, mă, adevăr sau provocation. Unul dintre cele mai recente trenduri de pe internet este provocarea. A. Sosului de soia, muierea testiculelor în soia pentru a simți gustul sărat, asta se face. Le înmoi și le guști. B. Mimului, adică provocarea mimului. Imitarea obsesivă a mișcărilor unui polițist până te arestează. Și C. Kim Kardashian, adică umflarea buzelor cu ajutorul țevii unui aspirator. Vai de capul meu! Am mai văzut asta. Nu cred că ți-ai pune tu testiculele pe internet. Eu am văzut un filmuleț cu unul care a încercat treaba asta. A pus un prosop, că eram cu un prieten. A pus ceaunul ăla cu sos de soia, l-a pus. Du-te, băi! Și a zis, ma... Și ăla altul a zis, nu cred. Bă, dă să văd. Și ăla a zis, dă să văd. S-a dus săracul și a pus aia, s-a băgat și el în... Și a pus și el în sos. Și și-a dat seama că nu simți gust. Și-a dat seama că n-are cum. Niciun gust. Deci am văzut treaba asta, dar nu cred că e un trend. Acum, știi, trend înseamnă cel puțin doi. Nu e, mă, n-are cum e. Sunt în alte filme astea, încercările astea. În ce filme sunt? În ce filme? Tu te uiți la filme, mai ești și căsătorit. Nu e. N-ai cum, nu știu unde s-a dus el. Nu poți să pui pe internet. Magic. Știi ce se întâmplă ca să fie în trending? Înseamnă că toată lumea să facă asta. Te uiți la filme de astea, cu băie, deci bagă alea în soia. Hai, mă, ai copii acasă, bă, băiatul. Ce filme ai văzut de genul ăsta cu... Păi aia, că n-am văzut. Păi dar m-a acuzat pe mine, știi? Păi, dar n-ai, mă, cum să vezi pe internet toată ziua, să uită copiii, mă, copiii preiau ce se întâmplă și se dă drumul la viral. Acasă îl găsești pe David cu ele muiatele. Da, are dreptate. Doi. Nu avem doi, avem provocarea mimului. Provocarea mimului. Băi, asta mi se pare frumoasă, mă. Te pui lângă polițiștii. Și face asta până când la un moment dat el scoate fulanul și zice, hai, bă, băiatul, vino cu aceea. Taci! Îți dai seama, săraci, cum ar fi pentru polițiști treaba asta? Păi da, că îl scoți din minți. Da, și nu e unul, știi, toată lumea. Cum prinzi un polițist, știi, te-ai după el și... Știi? Și o dai pe internet după aia și cite cum am ajuns. Eu o fac pe asta cu polițistul. Să mă duc în intersecție la Victoriei, că acolo îi găsesc. O faci? Aș vrea să o fac, dar să vedem dacă e. Dar nu cred că e ceu. Băi, când o faci, te rog eu frumos să o filmezi, că vreau să văd și eu. Da, mă, e asta, mă, cu umflarea buzelor. Asta e, mă. Asta e, pentru că am văzut mulți care își umflau buzele cu aia și e mult mai practic. Nu, atenție, cu ajutorul unei țevi de aspirator. Cu aspirator. Ai văzut cu aspirator? Da, mă, multe. Păi ăsta s-a dus viral peste tot. Ăsta este greșit și puțin enunțat, așa. Doar vă spun... M-am gândit eu că am făcut și electrotehnica. Aspiratorul nu suflă. Aspiratorul trage și atunci cred că ar fi folosit pentru altceva, dar poate că sunt eu cu mintea mea bolnavă la ora asta. Te extrage... Ok. Îți trage și... Îți umflă buzele. Mișcă nimeni. Lăsați-a jos. Ia dați-mi un aspirator să vă arăt eu, că eu am mai văzut asta pe tine. Nu arătăm. Alegeți un răspuns, gata. Se uită lumea. Uitați ce am zis cu... El suflă aspirator, nu trage. Ceu e vechi, mă. Ce a luat? Ați luat? Zice mai nou. Și hai să vedem care este răspunsul adevărat. Kim Kardashian este plină de provocări, dar nu și-a îndemnat fanii să-și bage buzele în aspirator. Până acum, nimeni n-a fost arestat pentru imitarea mișcărilor unui polițist, maxim amendat. Dar introducerea testiculelor în soia pentru a simți sarea din sos este tot mai des întâlnită după ce, în 2013, un studiu a arătat că șoarecii pot gusta cu ajutorul testiculelor. Și chiar dacă specialiștii au fost fermi că nu e cazul și la oameni, internetul a explodat de bărbați care s-au sacrificat pe altarul științei. Nu cred, bă! Asta e emisiune nebună, nebună! Costi, dar văd pe asta, te duci restaurantul de sushi, mai e lumea acolo și am și o masă rezervată pentru sushi, da, poftiți, soia să-mi aduceți. Da, știi că mi-a făcut poftă așa de sushi, cu tot... Cătălin Măruță și Cosmin Natanticu, să alegem. Leacuri Băbești. Da, mă, Leacuri Băbești. Leacuri Băbești jucăm. Am crescut amândoi la bunici, la țară, e bine. Hai să vedem, atenție la... Un învățător din Broșteni, de pe la 1892, le recomanda celor bolnavi de guturai A. Să pupe de 99 de ori un buric de iapă albă, să tragă rachiu pe nas, sau să-și dea palme până se mută roșața din gât pe obrazi. Doamne, dar acest învățător oare era și-l zdravă? Bine, la 1892... Ceu? Să pupe... Să pupe de 99... Nu știu ce te mai gândești, de 99 de ori un buric de iapă albă. E logic. Unde e roșia? Aici e roșiața. Bun, ia stai. Ia zi unde e roșiața. E și aici, e și aici. E bună asta. Dar mie îmi place asta, să pupe o iapă... De 99 de ori? De 99 de ori pe buric. Păi tu îți dai seama că dacă uitați numere sau greșea... O ia de la început. De 99 de ori. Cât era? Hai de la început, încă o dată. Dai seama că te bați cu mânzul acolo, care mânzul nu știe ce faci tu. Că tu îi zici, domnule, am guturai și apa, până ne mă pup de jumătate de oră. Dar tu îți dai seama dacă jumate din sat avea guturai. Mamă, ce era. Și exista doar unul care avea o iapă. Da, asta e bună, Cătălin, da. O singură iapă albă. Exact, era coada acolo. Unde are apa buricul? Păi la TikTok la tine n-ai văzut? Pe TikTok n-ai mai găsit? L-auzi? Magic sub coadă. Nu, nu, acolo e vizorul. Asta cu rachiu pe nas... Mie mi se pare că vindecă și în ziua de azi guturaiul în anumite zone. Dacă tragi rachiu pe nas, e pa. E pa ce? Te culci instant, nu te mai doare nimic. Da, mă, să-l tragi pe nas. Adică e bun. Da, scap, e un fel de tratament și ăsta. Vă zic eu sincer. A trecut, bă, nu mai vorbește. Dar cum să-l tragi pe nas? Bă, că guturaiul doar nu stă, unde să guturaiul? Nu, în gât. În gât. Mă gândesc că trage aburul ăla de la rachiu, știi? Că, de exemplu, când mai sunt răcit... Îți spuneam ălai pe plită la țară, să tragi și aburul ăla, te desfunda și gata. Scuze-mă, te rog, eu odată vorbesc serios. Tot așa, aveam guturai. Și când furam eu motorină. Și aveam guturai. Aveam guturai când furai motorină. Da, mă, și atenție. Când trăgeam motorina, am înghițit o gură de motorină. Una? Și mi-a trecut zău. Acum îmi explic eu foarte multe chestii despre tine. Da, asta vreau și să zic. Auzi, nu mai bine decât să pupi apa și să tragi rachiu pe nas, mai bine dai palme? Da, asta de exemplu, să-și dea palme până se mută roșața. Dar vezi că zice să-și dea palme, că dacă îți dădea, de exemplu, tatăl sau mama, încărcat de la câte prostii ai făcut, vino că ai guturai, hai să... Nu, gata, mi-a trecut. Nu, trebuie să văd eu că s-a mutat roșața. Eu pe B aș merge. Da, mie mi se pare că... Bă, eu cred că beuie. A? Eu cred că beuie. Bine, Cătălin. Hai să încercăm. Dar mie... Bine, dacă... Încercăm B? Gata, ce să mai... Ați luat beuie. Leacul Băbesc, răspunsul corect. Este. Ăsta e Leac Băbesc. Vremuri vechi, rețete de ochiate. Apropo, știați că orbalțul se lecuiește cu bubovnic? Nu știți ce e orbalțul? Rușine! Nu știți nici ce este bubovnicul? Rușine din nou! Mai răsfoiți și voi revista Așezătoarea din 1892. Dacă n-ați auzit de gâlci, cu siguranță ați auzit de roșu în gât. Și de guturai, desigur. Dar ce ziceți de rețeta învățătorului Mihai Lupescu din Broșteni, care este genial de banală? Ai guturai, ai rachiu, ai nas? Foarte bine! Trage rachiu pe nas și ai scăpat de guturai vechi. Băiatule, bravo! Deci am început bine, băi! Eu mă duceam pe aia cu palme, jur. Nu pe bune? Jur. Numai asta cu rachiu. Eu m-aș fi dus pe palme. Excelent! Și deja ați îmbujorat ceva parte din susținători. E rândul vostru să faceți aceeași figură frumoasă, să luați și niște bani și pentru oamenii ăștia. V-am și ajutat. Da, da, aia cu motorina aia. Aia n-a ajutat enorm. Patentant. Patentantă. Așa, asta zic, e în franceză. Oui, merci. Patentul american cu numărul USD 181838S, pentru cine caută. Să notez asta. Te rog, da. Și acasă vă rog, notați. Patentul american cu numărul USD 181838S a fost acordat pentru A. Un scutec pentru bebeluși dotat cu tocuri pentru pistoale. Ce, mă? B. Berbrela, o umbrelă care colectează apa de ploaie și o transformă în bere. Bun, berbele. Sau C. Un smartwatch care spune câte zile ai pierdut în urma obiceiilor nesănătoase. Bere dracu, bă, că n-are nicio legătură patentul cu asta. Bere brela. Alo, ce început are acolo. Ce patent ai gândit, mă? Să arunci cu un ăla de darți. Costi, o să fie greu emisiunea asta. Scutec. Da. Scutec pentru bebeluși dotat cu tocuri pentru pistoale, pentru că și bebelușii... Sunt cowboy. Au nervii lor la un moment. Și bebelușii sunt cowboy. Da, mă, dar nu poți să folosești patentul ăsta, mă. De ce? Special pentru asta. Cum adică, mă? A fost patentat, mă. Băi, Magi, două secunde, Costi, cred că e nevoie de un breviar. De ce? Magic a început așa. Da. Nu poți să folosești patentul ăsta. Da, crezi că glumești. Nu glumește, trebuie făcut un breviar. Uite puțin la Costi, nu la mine. La Costi, adică atenție. Adică a înregistrat invenția asta. Adică patentul ăla le ai tu pur bagaj. Da. Adică nu e vorba de un patent. La cu care furai motorină. Care... Înțelegem, nu? Suntem aici? Magic, bine ai venit la noi la emisiune. Sper adică să te simți bine la noi, da? Ai nevoie de ceva, o apă, cafea? Hai să mai începem, hai să mai aici o dată întrebarea. Doamne și domnilor, invitatul nostru aici este magicianul Robert Tudor. Ia să vedem despre ce e vorba! Deci, înțelegi, a venit cu... Care invenție? A venit omul, a registrat, a zis ea mea, ăsta e invenția mea. A, care? Și cu cât scutec e mai... Cu, da, mă, bravo, bravo. Cine s-ar fi gândit, da. Eu zic să te concentrezi pe numărul 1, 8, 1, 8, 3, 8, 5. Acolo e... Bravo, Cătălin. Tu știi că ai ținere de minte cu numerele de acolo. Dar trecem, Magic, mai departe. Poate exista o umbrelă care se cheamă Berebrela, care să colecteze apa de ploaie și să vă facă bere? Bere, băi. Băi, extraordinar, băi, asta da. E cea mai dementă asta. E umbrela aia, deci atenție, ai văzut umbrela când o dai în vânt, că se face pânza invers. Da, exact, exact. O ții așa în ploaie, apa pică, îi faci o gaură. Până ajungea acasă, ești terminat, ești... Atenție! Huuu, ce-a plouat azi! Maru! Da. Termină-te, rog, că a rămas la tine, că e interesant. Ai dreptate, Magic. Și curge apa aia prin meiul ăla. Faci o gaură și spică pe aici, da. Și o transformă în ploaie. În bere, ploaie. Te rog, hai să mai luăm o dată de aia. Deci ia apa de ploaie și o transformă în ploaie, bă. Suntem bine. Deci după bea merge. Dar stați puțin, că n-am vorbit deloc de ce. Un smartwatch care să spună fix câte zile ai pierdut din viața ta de pe urma obiceiilor nesănătoase practicate până atunci. Aici, la obiceiuri nesănătoase, intră foarte multe. Poate să fie și ăsta, mă. Fumatul, băutul, statul cu tine singur. Sta pe telefon. Când mori, el îți bipăie și spune 465. Și îți spune, ți-am zis, ți-am zis, eu ți-am zis, au și beu, sunt simpatice. A, sunt simpatice, da. Da, mă, că n-ai văzut. Ce unul îmi place, mă. Mai uitați-vă voi la număr, la 1, 8, 1, 8, 3, 8. S la final, de ce? S vine de la scutec. Ai văzut? Bravo, mă. Și 1 înseamnă 1, 8 înseamnă 1, varianta 1, mă. Răspunsurile... Nu, dar și Natanticu a zis bine, vezi că la final la S. Răspunsurile sunt în întrebări. Apasă, mă. Apasă. Ia să vedem. Răspunsul corect. Patentant este. Omul a legat informația. Tati, de aici pleacă totul, de la calculator. Mamă, când mi-am dat seama. Băi, te-am ajutat. Ți-am zis să te uiți repede la numărul ăla. Hai să vedem, ia uitați-vă acolo. Nu știm dacă cineva chiar și-ar dori să-i spună ceasul câți ani din viață și-a pierdut cu obiceiurile nesănătoase. Dar știm cât de mare ar fi piața de desfacere pentru berbrela, dacă ea ar fi fost inventată cu adevărat, scutecul dotat cu tocuri pentru pistoale. Există! Harriet I. Clue este cea care l-a inventat și cel mai probabil copilul ei a fost primul care l-a purtat, cu sau fără pistoale. Bravo, mă! Băi! Recunoști că te-am ajutat! Bă, bravo! Bravo! Când a zis testul ăla și tot... Suntem oameni. O întrebare de asta îți poate schimba viața. Voi vă dați seama. N-am văzut-o mai fericit la o întrebare ghicită la noi până acum. Întreabă-mă ceva. Cătălin s-a gândit. Da, mă, noi suntem niște finuți și vrem să luăm finuți. De acord? Finuți? Finuți. Da. Ce, ți-am dat greu, Bobo? Nu. Ia să vedem. Atenție! Bărbații din Thailanda își lasă unghia de la degetul mic al mâinii drepte mai lungă pentru a transmite că nu fac muncă manuală. B. Pentru a comunica celor din jur că sunt în căutarea unei partenere. Sau C. Pentru a bate cu el în ușă, întrucât loviturile cu degetul sunt considerate de prost gust. Băi, băiatule! Băi! Hai să le analizăm. CEU e așa, bă, țărană. Știi cum ar veni? Da, exact. E așa, am început cu CEU. Arată Cătălinea, uite. Păi da, dar dacă bați cu unghia, ăla s-ar putea să n-audă. Ce vorbești? Bați așa, aude. Când bați cu unghia... Ce contează e că ești finuț. Eu știu pentru ce era lăsată la noi în România. Și mai este, am mai văzut. Pentru chitară, Bobo. Nu. Nu? L-a furat de scos portofelele. Bă, zi. Nu. Spune-ne. Pentru sare, mă. A, să pui sare să iei. Dar am văzut asta, am văzut treaba asta, bă. Am văzut cu muștar, de-a pe mici. Hai să vedem așa. Care-i treaba transmite că nu fac muncă manual? Adică dacă eu am unghia lăsat, băi, nu pot să fac, îmi rup unghia. Sau care-i treaba? Băi, eu sunt deștept, sunt intelectual, uite după unghie. A, deci pe mine nu mă pui acum să, nu știu, să tricotez. Nu. Sau să dau la sapă. Se poate. Cred că se poate, în Thailanda orice. B. A comunica celor din jur că sunt în căutarea... Cum? Păi fii atent. Ia, pune mâinile pe masă. De ce n-ai verigheta? Pentru că tu oricum ești însurat. Da, păi nu, eu mi-am lăsat, îmi tai unghile, eu îmi tai unghile din carne. Nu, eu mă gândesc cum e la noi, știi, ești însurat, ți-ai pus verigheta pe deget, gata, ai transmis mesajul. Adică te dai seama, când te duci într-un club sau ceva, dacă vrei de agățat, tu așa o să umpli. Nu, dar e foarte vizibil, te uiți, sau când ai noroc cu cineva, bună, salut, perfect. Perfect. Dar tu îți dai seama discuția acasă, soț-soție, ea îi zice, da... Ce cu unghiile astea? Ți-ai lăsat unghiile? Nu, țin doliu. Bună, da, da. Da, și cearta, parcă o văd la final. Între noi nu mai merge nimic, nu mai funcționează. Nelu, hai că totuși trebuie să găsim o variantă să ne împăcăm. Nu, nu, Mirela, nu se mai poate. Nelu, te rog eu, hai că poate... Nu cred. Nelu, nu cred că ți-ai lăsat unghia, știi? Și el pleacă, trântește ușa cu unghia și bate la final. Tu vrei asta pe unghia? Eu merge pe ce asta, mi se pare... Hai mă, B! Hai! Nu mai întreba lumea, gata! B, și răspunsul corect la domeniul finuț este... Hai, B! Obiceiul unghiei lungi la degetul mic vine de la aristocrații secolului al XVII-lea și avea ca scop deschiderea scrisorilor. În aceeași perioadă, în Franța, era apreciat gestul de a bate la ușă cu unghiuța. Dar ca și în cazul casanovelor cu Pinten, nu despre asta este vorba în subiectul de față. Dacă aveți pământ în Thailanda și căutați mână de lucru, uitați-vă mai întâi la unghii. Dacă degetul mic arată ca o spatulă mare, e clar că individul se consideră mai presus de munca manuală. Băi, am scos asta din cap. Uitați cum n-are... Când ai indus în eroare la prima dată ne-ai spus nu, bă, nene, noi ne-am gândit la Thailanda de acum. Dar ai văzut, era unul care avea la toate degetele niște ghiare, ăla era clar. Ăla nu muncea deloc, ăla vrea direct director. Cum ai putea să scapi de muncă? Îți închizi telefonul și te mai duci. Elenu, nu mai pot să vin. 210? Da. S-a furat Mirele de către carabinieri. Cine le trimite jucării prostituatelor? Ce jucării? La ce te referi? La Kendama. Kendama, da. Doar că se folosește cu bila aia. Hai să ieșim de acolo. El îți povestește acum niște lucruri care i s-au întâmplat. Eu sunt curiosul danez unde a sunat, mă, de 2007. La toată lumea, mă. E gratis. Ce faci? Alo, da. M-ai sunat cu 5 minute. Vreau și eu să vină magicianul, să facă niște magie în timp ce eu fac dragoste cu soția mea. Vino, bată, nebună! Mai fac cu bilele, mai fac cu merele. Ziceți, domeniu. Fâl-fâl. Fâl-fâl. Fâl. Ce a descoperit în 2018 o organizație ornitologică poloneză după ce a instalat un dispozitiv GPS pe spatele unei berze? A. Că în loc să migreze în Africa, aceasta zboară iarna la băile herculane. B. Că un sudanez i-a furat cardul SIM și a făcut apeluri în valoare de $2700. Sau ce, că păsările își iau pauze la intervale de 6 ore și zboară fix 240 de kilometri pe zi. Ce e foarte... Ce e previzibil așa. Exact, așa. Ce liniște s-a lăsat în cort la ei. Pauze la intervale de 6 ore și zboară fix 240 de kilometri. Precum șoferii de timp. Acum îți dai seama, contează și barza aia câte kilograme are, câți ani are. Știi că una poate zboară mai repede, una mai încet. Nu, asta e 240 facem azi, fraților. Exact ca șoferul de tir, știi, care... Ai căzut, ai căzut. Da, nu știu. Nu contează. Am imaginat asta cu bardaia din spate, care... Băi, hai să luăm un pau. Băi, stați, bă, bă, stați, bă, puțin. Avem 40 de kilometri, boss. Hai. Băi, terminați-vă, băi. Bă, da, adevărul că eu am văzut la știri la un moment dat că era invazie de berze la Băile Herculane. Pe bune, deci... N-aveau oamenii loc de berze. Tu când ai mers pe Petroșani, că mergem pe același drum, spre Târgu Jiu, tu spre Petroșani, ai văzut că la Herculane erau stoluri și stoluri de berze. Stăteau la coadă. Nu mai aveți locuri într-o săptămână. După micii de la Dedulești se opreau la Herculane. S-au oprit la mici. Exact. Tăteau berzele la mici. Băgau un mic înainte, știi? Nu poți așa merge cu burta goală. Pac, uite, Zidane îți face. I-am văzut care au scos. Zidane! Băi, terminați-vă, băi! Am urcat mici, mi-e rău. Am băut și bere. Aaa, cum e asta? Am omorât ăsta. Mai ales aia prima. Aia care-ți bară prima. Îți dai seama ce lasă în urmă. M-au usurat ochii. Ți-a trebuit miza de duc. Deci mie mi se usură. Deci fii atent cum e beu, băi, băiatele. Un sudanez. I-a părat cardul simt. Și-a dat telefoane de 2700 $. Eu sunt curios, sudanezul, unde a sunat, mă, de 2700? La toată lumea, mă. Sun la toți. E gratis. Ce faci? M-ai sunat cu 5 minute. Da, ce mai faci? Că am gratis. Am de la barză. Am de la barză. Dar cum a prins barză? Ca un sudanez. Tu ce zici? Bă, ce ziceți voi și oamenii? Pe urmă zic, uite, magicianul a venit la emisiune. Vrei să mergem cu asta cu 240 km? Nu, da, nu, da, asta ta care ai spus. Mamă, ai zis de 3 ori, nu de 3 ori, da. Ai zis 2, fii atent că am mers pe varianta ta. Hai să vedem. Răspunsul corect la fâl-fâl. Te bat. În 2018, doi români flămânzi au furat și au mâncat o capră și o oaie de la grădina zoologică din Berlin. Spre deosebire de episodul similar cu lebedele din Viena, evenimentul a trecut relativ neobservat și asta deoarece a concis cu un altul și mai strigător la cer. Mai exact, un cetățean din Sudan a prins o barză pe care cercetătorii polonezi instalaseră un dispozitiv de urmărire, apoi a extras cartela SIM pe care a folosit-o în propriul telefon, mult și bine, până s-a ajuns la facturi uriașe. Bani din Cernele. Bravo! Frumos! Bravo, băi! Bravo, băi! Da, mă! Dar eu m-ar fi dus pe ce, Oldei? Răspunsurile se găsesc în enunț! Bravo! Natanticu și Cătălin. Hai, desculți prin parc. Ce-am făcut, șef? Desculți? Ce-am făcut, șeful? Ziceți! Ce-am făcut, șeful? Desculți prin parc! Da! Cătălin a ales, n-am vrut. După ce a fost arestat de carabinierii în Italia, în 2018, un român a încercat să scape afirmând că este ofițer SRI sub acoperire, B, le-a mulțumit pentru că l-au scăpat de nuntă și C, le-a dezvăluit un tatuaj cu Pavarotti pe burtă în speranța că va fi eliberat. Ce frumos! Dar poți să ne spui de ce a fost arestat? Nu. Ce a făcut? Nu, nu știm asta. Treaba este că... să scape așa și doar să zici de la serii. A, scuze, șef, mergeți, mergeți. Păi nu, dar el a încercat, nu spune că șeful a fost eliberat. A încercat, dar n-are și tu o legitimație din asta, zici de la serii. Păi da, dar nu am la mine. Cum? Nu am la mine. Tu așa-i faci. Da. A scos un portofel și a făcut, ia uite, SRI. Și a arătat, era carnetul ăla de sănătate. Dar cum ar fi să zică, ce bine! Da, Dumnezeu sănătate, că aveam nuntă mâine și eu nu știam cum să fac. Îți dai seama, dacă plecam, am invitat atâta lume. Bă, dar tu faci stand-up, nu ți se pare varianta B așa foarte plauzibil? Bă, e atât de frumoasă asta. Da, asta cu nunta, nu? E beton, adică tu suni acasă și e la modul Elena, nu mai pot să vin. Da, nu se poate. M-a arestat carabinieri. Da, și tatuajul cu Pavarotti pe burtă. Aia, dar eu sunt mare fan Pavarotti, uitați, am tatuaj. Nu puteți, e de-al vostru, de aici. Sunt italian, dar eu cred că și varianta aceea e foarte bună, pentru că dacă te uiți pe trending-ul de YouTube, Pavarotti e în primele locuri la noi 100%. Da, și au zis ăștia, adică lumea ascultă la noi Pavarotti și întotdeauna când se apare ceva cu Pavarotti pe burtă, e top în trending și atunci și tatuez, da. Mie îmi place B-ul extraordinar. Și mie îmi place B-ul, dar mi se pare că au, parcă e mai... Păi când te arestează ea, tu mai ai stare să zici, a, vă mulțumesc că am scăpat de nuntă. Încerc să scapi, adică să... Dar poate el chiar a vrut să scape de nuntă, Cătălin. Păi dacă scăpat de nuntă... Poate chiar era doamna ce nu trebuie pentru el. Păi da, mă, și face prostii ca să-l și aresteze. Păi da, altfel cum să te aresteze? Cum scapi de nuntă? Cum ai putea să scapi de nuntă? Îți închizi telefonul și nu te mai duci. Păi nu, poți nu că te prinde, dar faci oamenii să sufere. Așa nu suferă nimeni. El așa la modul, l-au arestat, înțelegi? El mă iubește, dar l-au arestat, n-are ce să facă. Da. Te aștept când vii de la poartă, ia laiul aici, când ești la poartă. Poate fi în timpul nunții, adică 20-10, s-a furat mirele. S-a arestat mirele. Sună bine asta. Mai merge pe A? Eu aș merge pe B. Mergi, bă, pa, Cătăline! Bă, am vrut să iau, bă. E B-ul, răspuns corect. E cel mai frumos B-ul. E cel mai frumos. Bă, ăsta și oricine ar putea, e ca și un sfat cum ar veni, pentru cei care se uită la emisiune. Ești în Italia, vrei scap de ea, spargi o vitrină și uite. Hai să vedem. Hai. Romeo și Julieta e o operă de ficțiune care are loc pe la 1400 și care vorbește despre urmările nefaste ale căsătoriei între minori. Morala probabil că nu a ajuns și la urechile unor români stabiliți, culmea, tot în Italia, care, în 2018, au pus la cale nunta dintre băiatul lor de 17 ani și o necunoscută. Povestea sa a avut însă happy end, pentru că, urmărit de poliție pentru jaf, Romeoul Dâmbovițean a fost arestat chiar înaintea ceremoniei, iar el le-a mulțumit carabinierilor că l-au salvat de un destin medieval. Bravo, bravo! Și de ce? Că atât... Scuze, să scap... Dar mă, nu am gândit la chestia asta, că poate... Părinții le aranjaseră nunta și ei nu vroiau și... Cătălin Măruță, Cosmin Natanticu, aveți 1000 de lei. Constantin Diță cu Robert Tudor, aveți 1000 de lei. Ce domeniu jucați, că voi sunteți? Greu de ucis. Greu de ucis. Bruce Willis, clar. Pentru a contribui la salvarea veverițelor roșii din Marea Britanie, în anul 2017, prințul Charles a plănuit tratarea veverițelor gri cu anticoncepționale ascunse în cremă de ciocolată. Frumos. B. A cântat la radio melodia Scutură Scodița cu Mick Jagger și Jerry Halliwell. Și C. A propus aclimatizarea a 2000 de veverițe masculi din România, mai rezistente la boli. Da, mă, de asta vine el des la noi în România. Și la Viscris multe veverițe și de acolo ia veverițe. Gândește-te, magicianul, la chestia asta. Ai ales? Te rog. Te rog. O secundă, să știm că magicianul și-a însușit toată treaba. Da, da, ce dracu, mă. Magic, 2017, doiul, beu. Și mergem cu beu? Hai să o luăm de la ultima. Hai să o luăm de la ultima. A dus veverițe din România, că astea-s mai trecute prin viață, cum ar veni. Mai rezistente, mă, românul. Dar nu stătea, mă, să culeagă, să prindă 2000 de veverițe. Păi ai angajat, mă. Ce, bă, îl vezi pe principii asta alergând el prin pădurile din România. Am ajuns la 1000, mai am încă 1000 și gata, salvăm. Oricum el umblă, l-am văzut că umblă prin satul ăla de maidanele alea, umblă mult. E frumos acolo, da, nu-s maidane. Din când în când mai bagă o veveriță la borcan, să trimită... Am mai prins încă 5. Mă uitam acum la... Aoleu, mi se pare foarte bun. Deci s-a gândit să bage anticoncepționale pentru alea gri, înțelegi? Că el a vrut să... ele cu alea roșii. Din Marea Britanie. Da, și le-a dat invers la ăia. Și erau acolo pe rupere, pe... Bă, deci nu pot, mă rup de o săptămână, nu rămân. Uite ăia roșii. Că aia însărcinată o dată pe săptămână. Am dat una, mănâncă și... Eu uite ce-am găsit în asta, mă. Da, da, că nu le pisează. Nu le pisează. Și ce știe ce? La salvarea veverițelor roșii. Nu, dar o deranjează. El vrea să salveze veverițele roșii, înțelegi? Da, mă, știu, dacă pui ciocolată, crezi că alea roșii au o problemă cu ciocolata? Păi și că-s nebune, nebune și ca să nu... Veverița aia gri de mănâncă. Mă, ce dracu' e asta, mă? De la ce e un prezervativ? Prezervativ direct, da. Anticoncepțional. De la tras pe aia și ai zis... Cine sunt acum? Cine sunt acum? Casper, sunt fantoma. A cântat asta. Cum te-ai dus cu asta? A cântat la radio Scutură Scodița. Da, mă, s-au salvat toate veverițele. Veverițele cenușii s-au ofticat. A crăpat inima în ele, mă. Nu, mă! A luat veverițe din România, mă! A venit la noi, a venit! Este? Nu putea să ia și veverițele? Nu crezi că ar fi... Asta e, mă! Nu crezi că ar fi apărut o știre, ar fi zis... Domne, dați-l afară din țară, că să ne ia toate veverițele. Și eu cred că apărea pe undeva. Eu zic să luăm aum. Cioco. Cioco bun. Merg cu tine. Cioco bun. Eu zic că n-a citit bine ce-ul, era doar o propunere să aclimatizeze. Deci nu ca lua veverițe. Da, eu atâta zic. Greu de ucis. Pentru că cioco bun. Răspunsul corect este... În anul 1876, un bancher englez a avut geniala idee de a lăsa în libertate un cuplu de veverițe gri aduse din America. 100 de ani mai târziu, ca la tabla mulțirii din 2, s-au făcut 5 milioane, amenințând habitatul verișoarelor lor autohtone, mai mici și mai sensibile. Așa că în 2017, cu sprijinul Casei Regale, a fost lansată o campanie de sterilizare a invadatorilor, folosind, ați ghicit, capcane umplute cu ciocolată și contraceptive. Pare o glumă, dar factura de 1.000.000 de lire de la final a fost cât se poate de serioasă. 1.000.000 de lire. 1.000.000 de lire, bă. 1.000.000 de lire. Bravo! Hai să alegem. Hai să alegem. Desculți prin parc? Vrei funebru? Hai, mă, desculți prin parc. Nu prea îți place asta. Desculți prin parc. Hai, desculți prin parc să vedem ce. Desculți prin parc. Desculți prin parc. De ziua îndrăgostiților, un parc din orașul american Legland a fost închis, deoarece autoritățile au decis ca cetățenii să stea acasă și să facă copii, B, pentru că o asociație a bărbaților singuri s-a plâns că fericirea altora îi supără, sau C, din cauza unei orgii de șerpi. Oh! Hai să o luăm pe... Hai să o luăm așa. Wow. Deoarece autorități... De Valentine's Day, la ei oricum acolo chiar, de acolo a plecat și am preluat și noi, deci e foarte serioasă toată sărbătoarea asta. Și au zis așa, unde vă tot duceți la restaurante și stați, bă, acasă și faceți copii. Păi da, dar vrem și noi în parc. Vreți în parc? S-a închis. Ce facem? Hai acasă, facem copii. A, și singurele restaurante și locuri unde puteau să fie erau un parc. Păi cred că atâta avea acolo. Da. Mai frumos e beul ăsta. Vin, îi văd pe ăștia atâta de... se pupă, se sărută în fața mea și eu, băiat singur. Păi da, dar asta puteau să interzică asociația să fie supărată în orice zi a anului. Mai păi nu, da, e cu precădere, că Valentine's Day, știi cum e, tot timpul ești mult mai atent, ai grijă de partenerul, o scoți în parc, o pui, dai o floricică, mănânci. Da, mă, și nimeni nu s-a gândit la aia triști care mergeau pe acolo, bărbați singuri. Și tocmai așa au zis să închidă tot parcul. Da, și au zis, băi, ia închideți, mă, prea e dragoste, love, trandafiri, toate alea. Adevărat. Dar asta cu din cauza unei orgii de șerpi, adică și văd. Asta mi se pare... Șerpii aveau și ei Valentine's Day-ul lor. Da. Păi nu, dar s-a întâmplat să fie atunci. Orgii, nu mai știai care cum ce era acolo. Așa era un mal de... Doar capete ieșite așa și limbi. Nu, asta nu e. Nu cred că e ceu, pentru că dacă... Nu crezi că e ceu? Eu cred că e ceu, mă. Eu cred că... A coincis orgia cu ziua îndrăgostiților. Bă, da, să știți că și șerpii când se împerechează sunt agresivi. Și poate au închis parcul ca să nu fie decese. Dar mai bine iei tu șerpii aia de acolo și duci tu... Pe cum să iei, că nu era nu col, că iau într-un loc. Erau milioane, erau mii de șerpi. Erau mii de șerpi care făceau dragoste. Și toți strigau, șarpele! Da, da, da. Șarpele! Șarpele, da. Era toată asta. Da, aici a venit. Închideți parcul! Șarpele! Opriți-i la valiera, gata. Hai, du-te acasă, acasă. Ia, du-te tu acasă, du-te frumos acolo pe lângă cameră. Du-te acasă. Du-te acasă. Rămân eu. Lombeu, gata. Nu se mai poate, mă. Ne-am hotărât. Lombeu. Ne-am hotărât pe această asociație de... Pentru că și noi am fost singuri la un moment dat și ne ofticau alții care erau împreună și am fi dorit să-i se închide. Și sunt drăguți, dar Lombeu. Bă, eu cam 60% aș fi mers pe șerpi. Pe șerpi? Cam 60%, dar ai de beu. Nu, ce ți-ai făcut? Păi zici 60%, eu 20% am acținut pe B. Răspunsul corect la descurs prin parc este... A fost și magic convingător cu șarpili. Ziua concepției este ziua în care ești încurajat să stai acasă și să faci copii. Există, da, dar doar în Rusia. În țara tuturor posibilităților nu se poate să nu fi făcut cineva scandal la vederea fericirii altora. Dar nu în Legland, din câte știm. Ce știm, sigur! Însă e că s-a nimerit fix pe un 14 februarie ca o comunitate de șerpi să devină foarte activă sexual. Motiv pentru care parcul a fost evacuat și reptilele au sărbătorit ziua iubirii în intimitate. Acum ar trebui ei toți la 3, 1, 2, 3 și... Asta e, mă, ce să mai... Dați-o, la fiecare câte un șarpe, orgie direct. Ziceți, ce jucați? Robert. Gata, știu, știu. O luăm pe aia cu semnul întrebării? Nu, 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 luăm faraoni. Faraoni, mai puțin celebri. Asta e la tine. Robert, pentru tine enunțul, atenție, uite la mine. Faraonul egiptean, Pepi al II-lea, cunoscut și sub numele de Neferkare, obișnuia să doarmă alături de mumia mamei sale, Ankenshenshenshepii a II-a. Bravo, bravo. Bă, frumos. Știu că am studiat. B, se înconjura cu servitorii unși cu miere pentru a atrage insecte. Corect. Sau ce? Nu putea să facă sex fără un jonglor în cameră. Bună asta! Asta! Parcă mă văd eu, ia magicianule, alo, da, bună ziua! Vreau și eu să vină magicianul aici la mine acasă, să facă niște magie în timp ce eu fac dragoste cu soția mea. Și? Nu, da, el îți povestește acum niște lucruri care i s-au întâmplat. Da, mă, să știi că s-a întâmplat. Ai fost chemat vreodată să faci magie ca oamenii să poată să-și vadă de treburile lor? Nu, da, jonglor a fost jonglor când era Ronald, nu? Nu făceam, dar știi, nu, glumesc. Asta, eu am imaginea asta. Ea goală, el care... Nu merge. Nu știu. Ia mai să încercam asta. Și în secunda a doua asta. Altceva, tată, vină coace, nebună! Mai fac cu bilele, mai fac cu merele. Mai știi ce fetiș avea omul? Faraonul. Beu. Beu e foarte bună. Beu, tată. Beu se înconjura cu servitorii unși cu miere pentru a atrage insecte. Îți putea joc de ei, mă. Nu, mă, nu. Nu, mă, nu, ca să nu deranjeze pe el, mă. A, da, corect. E un fel de bandă din aia de... Da, cum e banda acum, avea doi băieți. Stătea omul acolo la masă, avea treabă liniștit. Avea mai mult. Dar dai seama tu ca servitor, ce avem astăzi de lucru? Vă cheamă șeful. Dar nu cu miere, nu iar miere. Nu, nici măcar. Avea 30 pentru așa ceva și trecea ușor cu o pelerină de aia, cum se erau îmbrăcați, puțin mai făcută cort așa și când mergea zicea așa, tu și tu. Meriți cu a bidina la intrare. Ca pe peretele unde pui afiș. Miere, stați la ușă că am treabă cu doamna. Da, eu o văd pe asta. Eu sunt aproape convins că asta e. Să vă gândiți că papii ăsta era cunoscut și ca Neferkare. Da, bă. Da. Te-a ajutat enorm. Răspunsul se află în întrebare. Tincă Bauer. Da, bă, miere. Păi zi-mă de la ce vine nefer. Nefer. Adică el niciodată nu nefe. Nu se ferea de muști. Muști. Da, mă, el, vezi, era pentru... Costi, privirea ta a făcut toată emisiunea de astăzi. Deci privirea lui Costi acum a făcut toată emisiunea. Da. 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 Neferca, mă. Dar ea gândește-te, mă, cu Nefertiti. După ce? După re. Re, în egipteană, muște. Eu cred că asta cum e și frumoasă. Asta cu A poate să fie. Da. Cine știe? Poate avea omul demenț. Da, poate o iubea pe măsă atât de mult, cât ai stat omul mijor cu un faraon, își dai seama. Își permita, își permita. Nu e, mă, beu. Eu merg pe ceu. Faraon, pentru că respect maxim. B. Eu zic, am apăsat din greșeală. Am apăsat B până la urmă. Mă gândesc acum, dacă funcționa treaba asta cum era cu servitorii și așa, n-ar fi făcut și următorul faraon și... Toți făceau. Rămâi cu mine, pentru că în momentul ăsta dau drumul la răspunsul corect. Hai, mă. Egiptul antic e o permanentă sursă de teorii spectaculoase care implică alinieri de galaxii și civilizații antediluviene. Dar dincolo de ipoteze, există și chestiuni documentate pe bune. Bunăoară că faraonul Pepi al II-lea, în zilele toride, se înconjura de servitori goi și unși pe corp cu miere, ca să atragă insectele enervante spre ei. O fi rău? Se zice că Pepi al II-lea a trăit până la 100 de ani. Trageți voi concluziile. Bravo, bă! Bravo, bă! 2000 de lei! Cash! Bine! Hai să luăm spații mari! Spații mari! Bun! Printre lucrurile pe care oamenii le-au trimis în spațiu se numără și A. 27 de kendame semnate de fiecare președinte din Uniunea Europeană. B. 500 de mililitri de pălincă, o jumătate cum ar veni, de pere din zona Maramureșului. Asta, sigur e, asta. Și ce? O invitație în limba klingoniană de a participa pe pământ la o operă klingoniană. În limba lor. Bine, în spațiu trimiți 27 de kendame, că sunt 27 de președinți acolo. Președinți, da. Și... Dar de ce kendame? Păi, să le dai greu, să le dai greu. Da, să vadă cum se descurcă la asta. Oricum e un gest frumos. Da. Bun, bravo, Costi, mi-a plăcut. Ai salvat situații. Da, am zis să ajung. Da, acum mă gândesc că au trimis 500 de mililitri de pălincă de pere din zona Maramureș. Asta e pentru ciobanul care era cu brânză din banc. Da, pe lună acolo. Da. Dar 500 de mililitri să nu se îmbete să facă scandal. Luați de gustat, știi? Știi bancul Cătă cu ciobanul că... Bă, ăștia care ajung pe lună și când ajung pe lună acolo, găsesc un cioban cu un crop și ăsta spune, am chinuit atâția ani să ajungem aici. tu cu ce ai venit pe lună? Și el a zis, apoi cu brânză. Așa că... Așa și asta cu cei care merge. Da. Costi, ajută-ne, mă, dacă te... Dacă te aici. Te încurcă, mă, te încurcă. O invitație în limba klingoniană. De a participa pe pământ la o operă în klingoniană. Eu pe asta e. Și eu pe asta o văd. Dar știți asta, da? Există. Klingoniana există. Față cu Star Trek au inventat-o cum aveau și ea. Hobbiții inventată, da. Deci există. Știi, Magi, să zici ceva în klingoniană? Nu. Eu aș merge între A și C. B-ul să trimis pe Lincă din Maramureș, care e ușor cam strong. Eu care sunt din Oltenia, când ajung în Maramureș, mor dacă beau de aia. Să le dai la extraterestri, nu că se înverzește, se îngălberește și mă lușcați. Adică 500 de mililitri e... Îmbeți o familie. Du-te, bă, că nu îmbeți o familie. Păi, dar tu la Târgu Jiu ai pe Lincă. Păi da, mă, dacă îmi trimiți în spațiu, trimiți pentru mai mult, nu? Cantitate mai mare. Aici zice că printre lucruri, deci am mai trimis și altceva, nu doar 500 de mililitri de pălincă dacă ar fi beu. Da, au fost mai multe chestii și o invitație, da. Și ceapă spartă. O femeie gonflabilă, de tot ce ai nevoie în spațiu. Ce zici? Hai, mă, lonceu, lonceu. Gata, mă, ținu-ne mai. În klingoniană, tiptam la ceul. Și răspunsul corect la spații largi, mari, este... Dacă România ar fi organizat expediții în spațiu, cu siguranță am fi trimis niște pălincă în semn de pace și prietenie pentru frații noștri extraterestri. Măcar pe sumână. O kendama e posibil să fi fost deja trimisă în spațiu, dar cele 27 de kendame semnate de președinții statelor europene nu există. Cât despre invitația în limba klingoniană de a participa pe pământ la o operă în limba klingoniană, este, cum ar spune orf, jih-m. Adică, pe bune? Da. Nu știu. Bravo, mă. Da, auzi? Era strânsă. Costi, Robertino... Mergem pe întrebarea surpriză. Domeniul surpriză. De ce, mă? De ce, mă? Ales și el, mă, că e invitat. Potrivit tradiției, pe lângă darurile pe care le făcea tuturor, Moș Crăciun mai este cunoscut și pentru... asistentul lui principal, care, potrivit Bisericii Catolice, e însuși diavolul, faptul că este patronul spiritual al prostituatelor sau pentru soția sa pe care o cheamă simplu Merry Christmas, Maria lui Crăciun. Clar B. B-ul, soția sa pe care o cheamă simplu Merry Christmas. Deci, potrivit tradiției, pe lângă darurile pe care le face patronul spiritual al prostituatelor? Exact. Moș Crăciun este cunoscut și pentru faptul că este patronul spiritual al prostituatelor. De ce? De ce? Cine le trimite jucării prostituatelor? Mamă, fetelor care fac videochat. Ce jucării? La ce te referi? Se referă la jucării alea. La kendama, mă. La kendama. Jucării sexuale. Kendama, da. Doar că se folosește cu bila aia. Băi, gata, hai să ieșim de acolo. Ce facem? Hai să ieșim de acolo. Doamne ferește, bă. Eu plec, am plecat, gata. T-au aplaudat oamenii tăi, t-au aplaudat oamenii tăi. Știi despre ce e vorba? Vă uitați la aceleași filme porno. Băi, e posibil. De ce? Catolicii spun că Moș Crăciunul are asistent pe diavol. Da. Pentru că nu știu. Dar nu știu dacă e adevărat. Astea sunt lucruri care mă depășește acum. Nu știu dacă e adevărat. Viața mea de treaba asta. Na, ar putea să fie. Nu înțeleg de cum au ajuns la varianta cu diavolul. De ce trebuie să fie diavolul? De ce să nu fie Dumnezeu? Moș Crăciun are delivrat atât de multe cadouri, inclusiv la catolici, pentru că sunt foarte mulți catolici în lumea asta, unde nu prindește cu ele, merge asistentul. Și când deschide copilul ușa, e asta. Va să fie. Cadou! Diavolul. Hai, mă, să luăm ceu, mă. Bă, dar ceu e prea cu minte. Deci ați analizat A-ul, B-ul în continuu și vreți să luați ceu, așa simplu. Maria lui Crăciun. Pentru că e Merry Christmas și ați auzit de atâtea ori Merry Christmas. E la îndemână, așa. Ia, mă, ceu. Hai, mă, luați variant. Ce variant? Merry Christmas? Da, și... Pe bună vrei să... Da, mă, nu mă luăm B-ul, mă. Hai, magic, apasă. Vrei B-ul, patron spiritual? Vrei să mergem acolo? Oricum ai dat toată explicația. Degetul magicianului a ales varianta. Stai, mă, nu apăsa, mă, apăsa, ta, iar răspunsul corect la domeniul surpriză este... Episcopul grec a cărui viața a inspirat povestea lui Moș Crăciun se numea Nicolae din Mira. Legenda spune că acesta a venit în ajutorul unui tată sărman care nu avea zestre pentru cele 3 fiice ale sale. Pentru că fetele sărace nu aveau decât opțiunea prostituției, ca un adevărat secret Santa, prelatul le-a lăsat seară de seară bani la ușe, cu condiția păstrării secretului. Atât de bine s-au ținut de cuvânt că în scurt timp toată creștinătatea i-a aflat povestea, iar Nicolae s-a căpătuit cu încă un patronaj, cel al femeilor de moravuri ușoare. Bravo, Nicolae! corecte, iau 2500 de lei până acum. Voi aveți șansa să egalați la ultima întrebare. Așa pentru face. Că domeniul este Fan Ebru. O companie funerară din Statele Unite revoluționează pompele funebre, introducând bijuteriile cu diamante realizate din cenușa celor decedați. Păi uite, să ai la mână pe bunicul tău. Hai băi, lasă-mă! Ia uite la gât, mărgele. Auzi la americani că ei cenușa o țin acasă într-o... Da, dar cum faci diamante din ea? Ei cenușă, apă, amestec. Bă, uite-mă cum faci, duceți-vă amândoi, bă, lasă-mă. Nu mi-am dat seama, am apăsat. Bă, nu cred că ai luat ce era. Cu ce se ocupă un pogonologist? Ia, pasă. Cu ce se ocupă, mă, că știu? Și răspunsul corect este... Cine din prima, nu mai spune tu. Răspunsul corect este... Nici eu nu știu. Domeniul este Fan Ebru. Funebru. Ăla Funebru, da. Funebru. Și întrebarea este așa. O companie funerară din Statele Unite revoluționează pompele funebre, introducând A. bijuteriile cu diamante realizate din cenușa celor decedați, B. cârtițe care mențin pământul afunat în jurul mormântului și ce? Coduri de bare care accesează o rețea de tip Facebook pentru persoanele decedate. Păi da, mă, că și până la urmă acolo când stai tu, te plictisești, n-ai intrat și tu pe Facebook. Dai un cod de bare, accesezi asta, intri, e un fel de Facebook, nu e chiar așa. Vezi toți morții. Da, și vezi toți morții. Care cum... Vă știi că eu la un moment dat m-am gândit la o chestie de asta? Nu cred. Pe cuvântul meu de onoare. Adică cum? Ia, la ce te gândi? Adică să existe un Facebook pentru persoanele, să le ții mereu în vii, în memoria oamenilor, da. Și să pui poză, uite, acum un an, nu știu ce, acum nu știu cât. Poate fi, pentru că poate fi a bijuterii cu diamante realizate din cenușă. Da, pentru că tu, am văzut la americani, stai să zic, am văzut la americani că ei cenușă o țin acasă într-un... Da, dar cum faci diamante din ea? Păi nu, faci diamantele și le combini cu cenușă. Da, exact, și faci acolo. Cum? Păi uite, să ai la mână pe bunicul tău. La gât, mărgele. Cum faci cenușă? Iei cenușă, apă, amesteci. Bă, uite-mă cum faci, duceți-vă amândoi, bă, lasă-o. Da, nu știu ce să zic. Asta cu cârtițe. Atenție, cârtițele care fac pământul frumos. Păi și cum faci, mă, la cârtițele astea? Le scoți. Poți ai și trezăre de inimă, știi, când se ridică un pic pământul. Da, bravo, corect. Corect. Le ține în lesă, Cătălin. Plus că arată cumva, ai văzut cum arată pământul ăla afânat. Dă drumul la cârtiță. Vine cu ele în lesă. De obicei, nu prea vrei asta. Păi ce faci, mă, dacă marea cârtița? Să vei pământul, mușuraie de alea de fapt. Se ocupă ei, te aduc alte cârtițe. Păi pământul afânat, poți să plantezi o floare, să pui... Cârtiță, da, mă, înțeleg. Să arate frumos. Eu zic că iau. Auziți tu? Da. Dar nu e asta cu internet. Bă, este ultima oară când puteți să alegeți un răspuns ca să vă duceți înspre. Nu mi-am dat seama. Bă, nu cred că ai luat ce era. Și răspunsul corect este... A! În Africa există companii funerare exotice care fac sicrie personalizate pornind de la pasiunile defunctului. Ți-a plăcut muzica? Poți comanda un sicriu în formă de chitară. Ți-a plăcut băutura? Poți opta pentru un sicriu în formă de sticlă, nene. Iar în America există o companie funerară specializată în instalarea unor coduri QR pe piatra de căpătâi. După scanare, poți intra pe o pagină cu informații despre răposat, să-i accesezi videoclipurile și pozele sau să-i citești memoriile. Amin. Bravo! Deci, te-ai gândit, tu n-ai avut încredere în ideea ta. N-am avut încredere, da. În ideea ta, Cătălin. Bun, avem 2500 de lei la Costi și la Magic. 2500 de lei la Natanticu și la Cătălin Măruță. Aici. Suntem la întrebarea finală. În momentul ăsta puteți paria, dragii mei, orice sumă vreți voi. Întrebarea vine din domeniul arte și meserii, ca să știți de acum. Da. Suma pe care o pariați se adaugă celei rămase și nepariate sau puteți paria totul sau nimic? Domeniul arte și meserii, pariați acum! Cât pariam? Hai să nu-i lăsăm. Pariați suma. Bă, toată suma, mă, nu știu ce face... 1020. E merge câteodată împărțită. Ați pariat? Da, am pariat. Bun. Natanticu, ați pariat? Da. Atenție, aveți 20 de secunde pentru răspunsul corect. O să vă citesc întrebarea. E felul următor. Cu ce se ocupă un pogonologist? A. Cu studiul barajelor. B. Cu studiul beretelor. Sau C. Cu studiul bărbilor. 20 de secunde. Pogonologist. Nu știu. Așa mă știu ce. 10 secunde. Nu? Da. Asta e la prima mână. Pogonologist. 5 secunde. Ia, apasă, apasă, apasă. 2. Și ați ales. Vom afla imediat răspunsul corect și ce echipă a câștigat ediția din seara asta, dar nu înainte de a afla cât ați pariat. Sau vreți să aflăm răspunsul corect? Nu, hai să vedem cât am pariat. Hai să vedem, sunt curios. Hai să vedem. Costi, echipa lui Costi, a pariat totul sau nimic? Da. 2500 de lei? Normal, pentru că dacă ei câștigau... De asta mă, și voi ați pariat, Cătălin Măruță. Cătălin Măruță și Cosmin Natanticu ați pariat cât? 1500 de lei. Natanticu, voi ați spus că... Nu mai ai răbdare. Pogonul nu mai am. Cu ce se ocupă? Abia aștept. Cu studiul barajelor? Da, da. Așa, Costi, voi ați spus că... Bărbi, nu? Da. Cu studiul bărbilor. Să știi că e posibil. Nu, chiar nu știu. Și dacă dar răspunsul corect este... Ține din prima, nu mai spune răspunsul tu. Corect este... Nici eu nu știu. Cu ce se ocupă un pogonologist? Un pogonologist este... Studiul bărbilor! 5.000 de lei ați făcut, mă! Bravo, mă! Bam! E bine? E bine? Am zis! Băi, băiat! Îmi pare rău, mai bun! Mai bun! Mai bun, bă! Mai bun! Cât? Știi care-i culmea, mă? 111 lei de fiecare aveți aici, ca să știți. Bravo! 111 lei pentru susținători. Data viitoare, poate pentru voi. Asta a fost Pe Bune, Cătălin Măruță. Deci noi care avem barbă, n-am pariat pe chestia asta și ei care nu au pariat pe asta. Mulțumim, Cătălin Măruță, magicianul Robert Tudor, Cosmin Natanticu, Constantin Diță, eu sunt Mihai Bobonete. Începem în forță? Da. Aș alege am valoare, dar nu o să o fac. Te respectam și până acum, dar... că nu era nevoie să... Jucăm ce e asta. Ce e asta? Costă 26 de dolari. Țineți-o puțin în mână, că după aia trebuie să le dau lor. E o piatră, clar. Acum da, e o piatră, dar ce fel de piatră? Dar ce fel de piatră, exact. În zonele cu variații de mediu imprevizibile datorate schimbărilor climatice... Dacă e adevărat ceul... De mâine se schimbă lumea, vă spun. Stai, mă, că nu e, e doar un enunț, nu știu dacă asta e. Nu mai pot, nu mai... Nu, deci ascultă, ești obosit? Nu, se duce fiecare cu păsărica lui. Așa este adevărat, până la urmă atunci s-a notat. Exact. Dacă e vorba de divorț, merge oricum cu păsărica după tine. Exact, și eu-s puțin obosit. Da, băi, asta zic, da. Păi dacă tot am văzut treaba asta... Eu pot să-ți arăt. Haide.